Scandalul de la metrou e întoi, în timp ce Metrorex încă dărâmă chioșcurile din subteran. Șeful sindicatului amenință cu o nouă grevă, iar ce s-a întâmplat luna trecută, când întreg orașul a fost blocat de protestul de la metrou, se poate de fapt întâmpla oricând. Sindicaliștii sunt hotărâți să nu accepte nici concedieri, nici tăieri de salarii. Spun foarte clar, Rădoi s-a terminat, ceea ce ai făcut zeci de ani nu mai merge. Ați depășit atribuțiile domnule director! Direct cu Metrorex! Stă bine cu rangă în mână! Băi, târgoamne! O fi avut jucării când a fost mic și acum, iată, că taică-s-o fiind în servicii pe acolo, nu a avut timp să se ocupe de el. Acum e în jucării. Hai, ia metrou, mă, joacă-te cu el. Haos fără sfârșit la metrou. Ministerul și sindicatul nu reușesc sub nicio formă să se înțeleagă. Deocamdată singurii care pierd sunt plătitorii de bilete și abonamente. Să se mai aștepte vreodată bucureștenii să se mai întâmple ce s-a întâmplat pe 26 martie? Oricând. Dacă se ia măsuri de câte nea drulă, să dea oameni afară, să le ia din salarii oricând ne așteptăm. Deci grevă și metrou blocat. Nici ministrul transporturilor, nici directorul Metrorex nu au reacționat azi la amenințările sindicaliștilor. Până atunci însă, cartoful fierbinte rămâne tot dezafectarea spațiilor comerciale din subteran. Până astăzi, Metrorex a intervenit în 17 stații și a demolat mai bine de 120 de spații comerciale. În unele, cum ar fi la stația Pipera, unde ne aflăm și noi, deja au început renovările. În plus, Metrorex pregătește o colaborare cu studenții de la arhitectură care ar urma să propună proiecte moderne pentru spațiile proaspăt eliberate. Există posibilitatea ca o primă temă de proiect să o facem împreună cu cei de la Metrorex și să o dăm studenților din anul 4 de la arhitectură de interior. Au venit și ne-au spus că vor, de fapt, să analizeze în ansamblu tot ce înseamnă stațiile de metrou din București. Implicarea studenților și a Universității de Arhitectură și Urbanism va fi pro bono.